Echipa de fotbal a CSEA, Steaua, a învins cu 4 la 1 pe progresul București într-un meci din etapa a 20-a a 4 la fotbal. Militarii au început în forță meciul și în minutul 17 au reușit deschiderea scorului prin Florin Răzdan, care a reluat în poartă șutul respins al lui Mărgărit. 15 minute mai târziu Steaua și mărește avantajul, o combinație în careul progresului între Predescu și Răzdan este finalizată cu gol de Adrian Vâlcea, iar scorul la pauză a fost 2 la 0 pentru Roșii Albaștri. După reluare Florin Răzdan reușește dubla în minutul 58 cu un șut din interiorul careului după o recuperare a lui Gheorghiță Constantinescu. Situația se complică în minutul 71 după ce Steaua rămâne cu un om mai puțin pe teren. Pentru un presupus fault în careu, Florin Stoica primește al doilea cartonaș galben, iar progresul înscrie din lovituri de pedeapsă. Deși în inferioritate numerică, fotbaliștii antrenați de Marius Lăcătuș au rămas în atac, iar Alin Robu a marcat în prelungirile meciului pentru o victorie cu 4 la 1 care o menține pe Steaua în fruntea clasamentului, cu 4 puncte mai multe decât următoarea clasată, Dinamo. Am simțit că am dominat acest, această partidă, știam că vom marca un gol pe contratac pentru că ei era, pentru că ei era normal să atace și ne bucurăm că în am reușit să câștigăm. În etapa următoare, csa Steaua va juca în deplasare la ACS Unirea Politehnica, vineri, 29 martie.